Angajații serviciului de pașapoarte Gorj vor lucra suplimentar până mâine. Hotărârea a fost luată din cauza aglomerației care se înregistrează la ghișele instituției în această perioadă, pentru că mulți români care sunt plecați la muncă în străinătate s-au întors acasă în concediu. Solicitanții de pașapoarte, locuitorii din județul Gorj, faptul că începând de astăzi 30-a 7-a până pe data de 31-a 8-a 2018, am prelungit programul de lucru cu publicul zilnic de la ora 8:30 până la 18:30. Săptămâna trecută am primit un număr de 617 cereri, deci o medie de 123 de cereri pe zi. Zilele cele mai aglomerate sunt luni, marți și miercuri. O serie de modificări legislative au fost aduse cu privire la întocmirea și eliberarea pașapoartelor. Termenul pentru eliberarea pașaportului este de 14 zile. Programările la pașapoarte se fac online. Reamintim cetățenilor faptul că pașaportul temporar se eliberează conform modificărilor legislative în același termen ca și pașaportul electronic, iar în momentul de față termenul stabilit de Imprimeria Națională cu Direcția Generală de Pașapoarte este de 14 zile. În termen de până la 3 zile, se eliberează pașaportul temporar numai în cazurile și în situațiile prevăzute expres de lege, articolul 17. De asemenea, avem rugămintea ca cetățenii să folosească platforma de programare online la adresa e-pașapoarte.ro pentru a beneficia de un timp cât mai scurt de așteptare și de a putea să-și rezolve alte probleme și situații în oraș în momentul când, înainte sau după ce vin la noi. Costurile pașapoartelor nu s-au schimbat odată cu intrarea în vigoare a noii legi. Prețul unui pașaport temporar este de 96 de lei, iar al unuia electronic de 258 de lei.